Avem de toate, dar nu știm ce să facem cu recoltele. Exportăm grâu și importăm aluat congelat în loc să încurajăm procesarea materiei prime aici la noi în țară. Soluția ar fi crearea de linii de finanțare pentru antreprenorii care doresc să investească în industria alimentară de aici. Vlad Mircea Pufu, candidată pentru un nou mandat de senator din partea PNL, Ialomița și Laurențiu Mușoi în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Bună seara! Domnule senator, care ar fi soluția? Vă rog! Care ar fi Bună soluția? Seara! Vă rog! Dacă ne auzim? Eu vă aud, v-am salutat. Bună seara! Așa, care ar fi soluția? Soluția este înființarea de parcuri industriale agricole pentru procesare, adică parcuri industriale dedicate pentru așa ceva, pentru că avem județe în țară care produc materie primă și mă refer aici la cultura mare, cereale, grâu și porumb, pe care îl exportăm direct din câmp și îl aducem ulterior sub formă procesată în România. Același grâu și același porumb al nostru, doar că sub formă de aluat procesat. Și am ajuns astăzi ca în galantarele din județul Ialomița, de exemplu, care este grânarul României și grânarul Europei, să avem pâine importată. Pâine făcută din aluat congelat. Asta este strigător la cer, este un paradox pe care îl putem îndepărta prin industrializare, dar prin încurajarea antreprenorilor care să vină să investească în județul Ialomița. Cum putem face asta? Prin ghidurile de finanțare, prin acordarea de facilități locale, fie ele, eu știu, fiscale sau facilități de locare în județul Ialomița, pentru că este la îndemână materia primă și vom crea și locuri de muncă, pentru că astăzi trăim strigător la cer în județul bogat, dar care este sărăcit. Este depopulat, oamenii tineri au plecat, unii lucrează în județele vecine sau au plecat în străinătate. În timp ce județul are ce oferi, are ce pune pe masă. Da, cu toate acestea nu se întâmplă așa doar în Ialomița, Laurențiu, se întâmplă în toată țara și știm că s-a discutat de-a lungul timpului despre asta de foarte multe ori. Faptul că avem aici grâu, avem producție proprie, dar găsim pe rafturile magazinelor făină din Ucraina sau această cocă adusă congelată din alte țări, de care spunea ceva mai devreme și domnul senator. De ce s-a ajuns totuși în această situație? Știm care e soluția, dar de ce s-a ajuns în această situație? Exact cum spunești tu, Irina, sunt de acord și este o situație reală ceea ce spune domnul, ce a descris domnul senator, dar într-adevăr dânsul vorbește despre Ialomița, dar într-adevăr putem extrapola această problemă, o putem extinde la nivel național, pentru că aceasta este situația. Într-adevăr, avem mâncăm pâine din făină congelată, asta după ce culmea, grâul este pleacă de aici, de la noi din România către alte țări, către Turcia sau alte state și noi primim acest produs, această cocă congelată. Păi explicația ar fi simplă. Acești oameni și atât cei care vând către alte țări, către export, cât și cei care ar intra aici în țară să prelucreze materia ca să avem pâine făcută aici la noi, să nu trebuiască să importăm cocă congelată, au nevoie și de un sprijin din partea statului, cum se întâmplă și în alte țări. Adică nu doar, să înțelegem că doar românii sunt aici și vor, doamne, așteaptă, stau cu mâna întinsă ca să le dea statul ceva. Nu, agricultura este sprijinită în statele care, să spunem că au un interes față de bunăstarea populației lor, în primul rând. Da, înțeleg că nu au fost încurajați procesatorii, vă rog. Aici aș completa pe distinsul coleg cu următorul lucru. Deci trebuie să învățăm să facem branduri la noi în țară, să caute lumea cea mai bună pâine de Ialomița, să caute lumea așa cum sunt atâtea branduri făcute. Vă aduc aminte că există și brandul magiunului de topoloveni,
Există brandul cârnaților de pleșcoi european. Și pentru asta este soluția pentru relansarea economică a unui județ care la ora actuală este pe ultimul loc în ceea ce privește sărăcia sau printre ultimele locuri. Trebuie să găsim și să facem politici publice coordonate, adică să dezvoltăm pe poli de ne organizăm pe pol de dezvoltare și să direcționăm acolo ghidurile pe nișă, pe nișa respectivă. Altfel și să putem încuraja investitorii să se locheze în zonele respective. Pentru că, vă spun, cei care exportă marfa, materia primă, grâu și porumbul, ar fi foarte fericiți să vândă imediat în vecinătate. Adică tot acolo de pe câmp, dar la o fabrică românească, o fabrică vecină, o fabrică care la rândul ei oferă locuri de muncă, bine plătite și corect plătite, pentru că în momentul în care adaugi plus valoare, în care pui deasupra ceea ce muncești și gândești, automat este un preț corect și oamenii nu vor mai părăsi și nu vor mai depopula anumite județe, pentru că am ajuns astăzi în paradoxul în care ne angajăm români pe români, adică pleacă din județele acestea care nu reușesc să prospere, se duc în cealaltă parte de țară. Noi trebuie să dezvoltăm politici publice coerente și coordonate. Mulțumim foarte mult, revenim după